Bine ați venit la Minecraft, viața la școală, sezonul 7! Bună dimineața, băieți și fete, și bine ați venit la o nouă zi din viața mea de profesor! Ei bine, fraților, astăzi nu este deloc o zi obișnuită, ci este una foarte, foarte importantă. Mai exact, este marți. În cazul în care nu știți despre ce vorbesc, lăsați-mă să vă explic. Ei bine, data trecută am aflat că elevii mei mă urăsc așa de mult, încât au făcut un fel de plan de răzbunare pentru mine și urmează să-l pună în aplicare marți. Și astăzi este marți și vreau să vă zic că, băi, fraților, chiar dacă voi acum puteți să spuneți că eu sunt fricos, că sunt găinușă sau chestii de genul, băi, până la urmă, chiar dacă sunt doar niște elevi care sunt nervoși pe mine pentru că le-am dat note mici și nici măcar nu le-am dat note mici pentru că așa mi-a venit mie și le-am dat note mici pentru că, până la urmă, așa au meritat și că au vorbit urât cu mine, chiar dacă sunt doar asta, băi, nu știu, frate, ce, bă, mă simt nașpa. Știm că cineva a venit seara, mi-a făcut niște poze la casă și urmează să mă atace. M-am trezit acum o oră, urmează să mă duc la școală, însă l-am chemat aici pe polițistul Mike și am arătat pozele, fraților. În cazul în care nu știți, vi le mai arăt și vouă o dată. Uitați-vă aici. Efectiv, psihopații ăștia de copii au venit într-o seară, că vedeți că afară e întuneric, au venit la casa mea și au început să facă poze, boys. Gen, uitați-vă la chestia, sunt aceleași 4 poze și din câte am înțeles de la frățiorul Ovidiu, sunt peste 100 de poze. Da, ați auzit foarte bine, peste 100 de poze cu casa mea și aici am intrat și înăuntru. Nu știu, poate prin alea 100, poate sunt poze și din casă. Adică mi-e greu să cred că asta e fix ultima poză din toate. Deci nu știu ce să zic, frate, deci vă spun că de sincer pot că mi-este foarte, foarte frică. Dar v-am zis că m-a chemat pe polițistul Mike și el a venit cu un plan destul de ok. Bănuiesc că o să vă zic el: domnule polițist Mike, care-i treaba? V-am arătat și poze, spuneți-mi și mie care-i treaba. Marius, m-am uitat foarte atent la poze și este super dubios și creepy ceea ce se întâmplă. Băi, pe bune, deja nu mai e amuzant, deja nu mai e un joculeț de la că elevii m-au făcut prost, așa că le dau 4. Nu mai e un joc, fraților. Nu mai e o glumă, e ceva pe bune super dubios. Însă bănuiesc că știi că nu-i pot aresta doar pentru că ți-au făcut niște poze de la casă. Da, vă dați seama, fraților, că am văzut că mulți mi-a dat sfatul ăsta să zic la polițistul Mike: dar băi, ce? N-ai voie să faci poze de la casă? Ce faceți voi dacă mergeți pe stradă și faceți o poză și un bloc în spatele vostru? Vă arestează cineva? Nu, absolut nimeni, deci asta e treaba. Na, chiar dacă sunt făcute așa într-o manieră super creepy, n-avem ce să facem, voi, știi ce zic. Dar după cum am discutat cu tine, acum o să vă zic că bănuiesc, părerea mea, având în vedere că astăzi este marți, adică ziua în care se va întâmpla, este ca diseară să schimb toți prietenii aici și o să vin și eu și o să fim toți. Ați auzit foarte bine, fraților, diseară la mine acasă va fi mare petrecere, nu chiar petrecere. Însă o să vină polițistul Mike și acum când mă duc la școală o să le zic și la Tănase, Ovidiu și Alex să vină. Vă spun sincer că l-am auzit prima dată chestia asta, nu știu dacă ați uitat la filmele Scream. Însă, băi, fraților, în majoritatea filmelor Scream, filmul se termină când toți se adună într-o casă să dea o petrecere și vine criminalul și încearcă să-i omoare pe toți. Gen, știi ce zic? Adică, m-am gândit și puțin la scenariul ăsta să nu fie vreo chestie de asta, dar na, nu mă gândesc că poate pe elevii ăștia mă omoară, doamne fește, sau ceva de genul. Probabil o să fac iar niște glume proaste, cred, știi ce zic? 100% îți vor face ceva la casă, dar nu știm ce. Băi, de-aia zic și eu, având în vedere că mi-am făcut poză la casă, gen, o să facă ceva, nu o să mă prindă pe mine undeva, o să vină la mine acasă, că de-aia sunt pozele alea acolo. Nu știu dacă ai observat, Marius, însă eu sunt destul de panicat. Băi, n-am observat, știi, să ascunzi chestia asta foarte bine, dar de ce ești panicat, frățelul? Că nici măcar eu nu sunt așa de panicat. Păi la urmă ce, sunt niște mucoși nervoși, știi ce zic, vorba lui Tănase. Acum câțiva ani, într-un oraș în care eu am fost polițist, s-a întâmplat ceva asemănător. Bro, ce? Citește articolul ăsta. Acum, Doamne ajută să nu fie la fel și la tine, doar că mi-amintesc de zilele în care tot orașul era în alertă. Restați, polițistul Mike a mai avut o situație de-asta. Bănuiesc o situație în care elevul i-a făcut ceva la profesor și se simte super ciudat. Dar care e situația, frățiorul? Elevul de la știri Bloxburg. Ok, o să las astea aici, poți să le iei, domnule polițist. Hai să citim, boys, deci nu știu. M-a băgat așa într-o... Nu știu, mă simt ciudat. Oare despre ce-i vorba? Elevul criminal din Bloxburg. Ok. Doamnelor și domnilor, ieri seară s-a produs o crimă care probabil va rămâne mult și bine în memoria cetățenilor din orașul Bloxburg.
Mai exact aseară, în jurul orei 11, profesorul de la liceul din orașul nostru a fost ucis de către un elev. Ok. Da, ați înțeles foarte bine. Elevul a intrat noaptea, după ce toată familia profesorului dormea, în casă peste ei, a mers în patul lui, i-a tăiat gâtul și după a plecat. Băi, domnule polițist, nu știu cine te-a pus, frățiorul, să-mi arăți prostia asta, băi. Că eu mă gândeam că mai spargi un geam, mama, acum am dat și gândiri de-astea, băi. Dar nu, băi, frate, nu cred că mi se întâmplă așa ceva. George și Georgian sunt doi băieți care joacă fotbal. Chiulez de la școală ca să joace fotbal, nu fac ei așa ceva. Soția acestuia a avut cel mai mare șoc din viața ei când dimineața s-a trezit lângă soțul ei care avea gâtul tăiat. Mamă, băi, deci băi, i-a tăiat gâtul în somn și soția lui s-a trezit lângă el. Ok, no, boys, no. Nu-mi place ce se întâmplă, băi. Elevul a fost prins foarte rapid datorită camerelor de supraveghere. Din câte am înțeles noi din diferite surse, acum o săptămână atunci, elevul nu a putut să-și facă tema deoarece suferea de o durere de burtă foarte mare. Profesorul nu l-a crezut, așa că l-a notat cu nota 4 în catalog și pe lângă asta l-a și ascultat la tablă și a mai pus un cu 4. Elevul s-a răzbunat pentru cele două note de 4 primite. Aveți grijă. Bro, ce lume trăim, man! Bă, orașul ăsta, Bloxburg! Bă, o notă mică nu mai poți să dai la elev că te omoară. Doamne ferește, bro! Mulțumesc, domnule polițist, mulțumesc. Deci chiar m-ați încurajat, mai bine nu-mi ziceați și ce zic. Lasă asta aici, hai că eu mă duc la școală că întârzi pe bune. Doamne ferește, fraților, voi ați auzit ce încet tocmai, băi? Ok, mama, hai că eu mă duc la școală. Marius, înțeleg că elevii nu prea te suportă la școală. Eu zic să încerc să fii puțin mai de treabă. Baftă la școală. Doamne ajută, știi ce zic, dar nu știu, boys. Ok, hai să-mi iau bicicleta și să plec de aici. Băi, fraților, băi, ciudat ce se întâmplă. Gen, pe bune, m-am trezit așa cu un gând, nu știu, chiar m-am trezit bine. Eram pozitiv, dar acum, de când mi-a dat profesorul, polițistul Mike articolul ăla, chiar mă simt ciudat rău de tot. Mamă, și acum la școală o să-i prind pe George și pe Georgian, mucoșii aia doi care trebuia să vină cu părinții și n-au mai venit la școală. Stai să vedeți ce le zic eu la aia doi. Că au venit cu, cum îi zice, că trebuiau să vină cu părinții și n-au mai venit, bro. Băi. Fraților. De ce sunt așa puține persoane în clasă? Bro, ce? Băi, și-am și întârziat puțin. Că am stat de vreo cu polițistul Mike. Bună dimineața! Stai. Bună dimineața, bă, băieți. Băi, ăștia n-au venit la școală, bro. Băi, n-au venit la școală. Băi, mie nu vine să cred. Niciunul n-a venit la școală. Roberto, George, Georgian, Isabela, Elena, Tudor. Băi, niciunul n-a venit la școală. Alex, frățiorul, niciunul n-a venit la școală. Neața, Marius, bănesc că nu trebuie să zic eu ce se întâmplă pentru că vezi și tu. Astăzi, toți elevii nu au venit la școală. Acum sunt 100% sigur că diseară se va întâmpla ceva. Dar ce se va întâmpla, ce putem face? Doamne, ce copii nu vine să cred. Fraților, astăzi că vă explic eu ce o să facem. O să vă explic imediat. Marius, ne pare rău, frate, nu știam că mucoșia nu o să vină astăzi la școală. A, gen, trebuie să-și scuze că... Na, practic, data trecută s-au băgat în grupul lor de prieteni. Ieri nu au vorbit nimic despre chestia asta, ne-au jucat pe degete. Doamne, abia aștept să fie pedepsiți, cum își permis să facă așa ceva, gen, pe bune. Pe bune, Ovidiu, frățioro. Lasă, Marius, o să ieșim noi și din situația asta, dar copiii ăștia la ce se gândesc? Tot ce avem sunt pozele alea. Băieți, de fapt, să știți că azi dimineață l-am chemat pe polițistul Mike la mine, i-am arătat pozele și a venit cu o propunere foarte, foarte mișto. Așa că vreau să vă zic și vouă ca să vedem ce o să facem.
Bun, fraților, le-am spus prietenilor mei ce trebuie să facem, mai exact planul de diseară, care, na, nu știu dacă să-l numesc plan sau nu, însă le-am zis planul. Diseară trebuie să vină la mine și să așteptăm să vedem cum atacă mucoșii aia. Însă fiți atenți, fraților, că le-am spus și despre povestea lui polițistul Mike, gen ce a experimentat el în alt oraș când era polițist, și ei au fost la fel de speriați ca mine. Deci n-am eu nicio problemă, dar totuși nu cred că o să se ducă așa de departe. Alex, fă-ți-o, tu ce zici? Ok, mi-a dat puțin fiori povestea polițistului Mike, însă în rest e totul bine. Diseară, după ce plecăm de la școală, venim la tine, Marius. Da, băi, 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 ce mai facem aici la școală? Mai așteptăm puțin să vină dacă vin mucoșii aia, dacă nu plecăm, știi ce zic? Și după așteptăm să se întâmple inevitabilul. Oare ce credeți că o să facă puștanii aia? Băi, deci fiți atenți. Dacă stați să mă întrebați pe mine ce o să facă, chiar nu vine minte, boys. Deci chiar nu vine minte, nu știu. Băi, eu cred că o să facă ceva stupid. Gen, cum a fost aia cu geamul spart. Cred că o să facă o chestie stupidă, o joacă de asta, un prank, poate o prostie sau ceva de genul. Ce zic? Sau, na, dar na, e creepy că mi-a făcut poze la casă. Foarte bună întrebare, Alex. Dacă stai să mă întreb pe mine, eu cred că o să meargă pe metoda clasică, care nu e chiar așa de violentă. La ce te referi, băi Tănase? Mai exact, vor sparge geamurile de la toată casa și vor arunca cu hârtie igienică și roșii peste tot. Bro, de ce ar face asta? Așa e în filme cel puțin. Băi, de fapt, da! Adică, fraților, vreți că v-ați uitat și voi măcar la un film de la american de comedie în care dacă cineva voia să vandalizeze casa cuiva, îi spărgea geamurile și arunca cu hârtie igienică și zic că erau casele alea pline de hârtie igienică, erau și în desene. Bă, crezi că o să facă asta, că e că o să arunce cu hârtie igienică la mine pe casă, bro? Gen, ce copii proști, bă, gen, pe bune. Și având în vedere că deja au spart un geam, eu zic că asta este cea mai sigură variantă. Băi, Tănase, înțeleg ce zici. Și acum dacă stau să mă gândesc, câți șanse, câți șanse, nu știu ce să zic, Ovidiu, tu? Băieți, vă duceți mult prea departe. Eu zic că o să fie ceva și mai inocent, gen să pună muzică la box în fața casei ca să nu te lase să dormi, sau să facă anumite sunete care să ne sperie. Nu cred că sunt chiar atât de malefici. Eu nu cred. Eu cred că o să se ducă mai departe, fraților. Bă, mi-au făcut poze la casă noaptea. Voi realizați că unul dintre aia n-a dormit noaptea, a fugit de acasă. Deci fiți atenți, băi, a fugit de acasă pe ascuns și a venit la mine, sau poate chiar erau toți, și a venit la mine să-mi facă poze la casă. Adică, băi, sunt duși cu capul copiii aia. Dar noi, băi, ce mai facem la școală? Băi, adevărat. Băi, hai să mai așteptăm puțin, să mai așteptăm puțin și dacă nu e, plecăm acasă, că n-avem ce să facem. Băi și fete, am zis să fiu băiat bun și am mai așteptat pe Levea, ca după să nu zică inspectorul sau altcineva că am plecat eu rapid de la școală. Însă deja a trecut o oră și ghiciți ce? Da, sunteți pregătiți? Pau! Da, desigur, clasa este goală. Și acum, băi, eu zic să plecăm acasă. Alex, fățioru, da, deja a trecut o oră, Marius, eu zic să mergem toți acasă și cel mai bine ne vedem diseară pe la ora 8 la tine, ok, așa, perfect, deci la ora 8 toată lumea vine, o să vorbesc și cu polițistul Mike să facem așa, gen, să ne pregătim Tănase diseară la ora 8. Hai acasă, băi, Marius, mucoșii ăștia nu vin la școală, de la terasă la asta cu mucoșii, de tot le zi mucoși. Lasă că o să-i rezolv eu, îi trag puțin de urechi, ne vedem diseară. Ok, Ovidiu, o să fie bine, mare, să vezi, ne vedem diseară. Bun, băi, hai, vă pup, deci ne vedem diseară la ora 8. Băi, chiar mă bucur, fraților, că măcar am niște prieteni care mă susțin, gen, știi, și că nu mă lasă... Băi, ce naiba se aude? Și că nu mă lasă așa. Însă, în continuare, n-am să vă mint, chiar mă iau fiorii despre... Nu, despre situația asta, în general, fraților, și despre ce le bate capul la copiii ăia, voi realizați? Gen, chiar mă simt super ciudat când mă gândesc. Însă, hai să vedem. Băi, deci, fiți, m-aș duce puțin la magazin, gen, pe bune. Opa, am și 7 diamante, let's go, îmi iau o limonadă. Îmi iau o limonadă dacă tot am plecat așa de rapid de la școală. Hai să vedem care-i treaba. Ia uite aici, limonadă, limonadă, let's go! Bună dimineața, doamna vânzătoare! Vreau și eu limonadă! Salut, Marius, astăzi nu ați fost la școală? Acum am plecat. Am văzut mulți copii de la școală cum au venit aici și au cumpărat multe dulciuri și mâncare. Se sărbătorește ceva? Ok, nu știu. Limonada costă 6 diamante, bă, nu costa 5.
Nu costa 5 diamante, bro. Bă, ia de aici să steangă, Doamne ferește. Hai că am plecat. Băi, fă ce stați. Multe dușuri și mâncare. Ok. Ok, asta e ciudat, da. Au cumpărat multe dușuri și mâncare. Credeți că e vorba de elevii Magen? Nu știu, habar n-am. Hai să merg acasă, păi, e mama acasă? Nu, nu e, ok, hai să ne parcăm aici. E un semn aici. Ne vedem diseară, mamă. Fraților, nu eram până acum 100% sigur, dar acum sunt. Nenorociții au făcut un semn cu ne vedem diseară. O să atace, bro. Cred că și-au și dat seama, man. Și-au și dat seama că Ovidiu cu Tănase s-au infiltrat în grupul lor de prieteni. Bun. Păi, fraților, eu să-mi savurez limonada. Mă bag la calculator și aștept să se facă seară, ca să vedem ce o să facem cu băieții. Frați și surori, echipa este oficial pregătită. Deci vă spun sincer că sunt super entuziasmat de ce urmează să se întâmple. Mă simt ca într-un film horror, dar da, sperăm să nu se termine ca orice film horror. După cum puteți vedea, a venit și polițistul Mike, a venit și Alex Tănase și Ovidiu. Și mama s-a dus în camera, i-a zis că ea n-are nicio treabă cu noi. I-am explicat că s-ar putea să fie în pericol, însă nu mă crede, așa că ce să facem? Da, după cum puteți vedea, deja e undeva la ora 7:30-8 și se lasă seara. Domnule polițist, spune. Ce facem acum? Bun, băieți, se lasă seară, deci bănuiesc că imediat elevii vor acționa. Planul este foarte simplu, vom încerca să nu adormim deloc seara asta. Oh, păi simplu. Însă vom sta în pat și vom stinge luminile ca ei să creadă că toată lumea doarme. Ok, deci într-un fel... Na, o să le dau impresia că sunt numai eu acasă și cu mama normal. Și că, na, toată lumea doarme. Eu voi dormi aici în cameră cu Marius, în patul de jos, deoarece este cel vizat și trebuie apărat. Voi puteți dormi pe canapeaua din sufragerie. Ok, ok, bun, frate. Deci eu dorm aici, polițistul mai dorme aici și ei dorm în sufragerie. Bun, am înțeles planul, să te pregătiți. Let's go, boys, let's go. Tănase, după ce îi prinde, poți să-i trapu cei de urechi. Nu de alta, dar se cred ca șmecher din câte observ. Stai liniștit, băi, Tănase, stai liniștit. Băieți, o să vedeți, tot o să fie bine. Bun, hai toată lumea pe poziții. Băgați-vă aici și noi o să ne băgăm, fraților, la somn, ca să vedem ce o să se întâmple. Și o să, deci o să mă bag la somn și o să aștept să vedem cum acționează elevii. Fraților, fraților, abia ce bată. Băi, ce se întâmplă? Fraților, ia toată casa foc. Băi, abia cu adică, domnule polițist, Marius afară, au dat foc la casă, bro! Bro, toată casa foc, băi! Alex, o vii dută nase afară, băi! Băi, deja la toată casa foc! Toată lumea afară, mama afară! Afară toată lumea în momentul ăsta, băi! Băi, au dat foc! Au dat foc la toată casa! Băi! Băi, și când am ce... Unde sunt? Fraților! Unde sunt? Băi, au dat foc la tot! Ieșiți, băi, afară! Frați și surori, îmi bate inima foarte tare pentru că încă sunt într-un șoc. După cum puteți vedea, toată casa a luat foc. Efectiv, și s-a dus, gen s-a terminat tot incendiu. Să uitați-vă cum a ajuns casa, fraților. Din fericire, toată lumea este în regulă. Și polițistul Mike, și mama, și Alex, și Tănase, și Ovidiu. Însă uitați-vă cum arăta casa. Băi! Băi, ăștia au vrut să ne omoare, fraților! Băi! Au distrus toată casa, bro! Au vrut să ne omoare! Băi, dar unde sunt, mă? Unde au plecat? Băi, ideea e că ați văzut că, gen, noi nu ne-am trezit fix în momentul în care a început incendiu, că în momentul în care am început deja jumătate de casă era arsă, s-a dus focul. Gen, nu am început fix în momentul ăla, însă ne-am trezit, gen, ei au avut timp să plece. Băi, unde sunt? Băi, au vrut... Băi, au vrut... Deci, mie nu vine să crezi ce se întâmplă. Camera mamei, bro. Bă, totul e distrus, fraților. Totul e distrus. Domnule polițist! Marius, pompierii sunt pe drum. De data asta nu mai scapă.
Fraților, Doamne, mulțumim Dumnezeu, Doamne, ajută că am scăpat cu viață și că suntem bine. Dar ce putem să facem acum? Ce putem să le facem la mucoșii aia? Mamă, deci dacă nu-i prindem nici de data asta, nu mai știu ce să fac.